La ședința România, o asociație foarte slăbită care se preocupă chiar de mai multe lucruri decât numai strict de administrarea municipiilor și acest lucru este benefic. Dacă anul trecut am venit la întâlnire și am discutat un legat de proasta guvernare de la momentul și în acest sens mi se pare un lucru foarte bun că domnul prim-ministru a venit și el la această întâlnire. Vom avea un dialog, zic eu, foarte bun. Lipsește primarul general al Capitalei. Ce mesaj aveți pentru primarul general al Capitalei, dar și pentru ceilalți primari? Eu am un mesaj pentru primarii care sunt prezenți aici la întâlnirea cu Asociația Municipiilor din România și le voi spune în direct acest mesaj. Cred că este însă important să vă spun că mesajele pe care le am pentru primarii municipiilor sunt mesaje generale pe care le voi da și celorlalți primari. De exemplu, că eu îmi doresc ca primarii să fie aleși în două tururi sau că îmi doresc foarte mult să existe un parteneriat real între administrația centrală prin guvern și administrația locală, astfel încât toți românii să primească o șansă să trăiască într-o localitate bine pusă la punct. Este capitala o localitate, un oraș bine pus la punct? Nu, capitala nu este un oraș bine pus la punct. Acum 5 ani ați regionalizării și regionalizării, evident că aveam parte de un alt guvern, mai susțineți, mai considerați că este oportun să se meargă pe această idee și să continue această reformă? Da, sunt de părere că trebuie să reluăm discuțiile, dar probabil după alegerile parlamentare, că până atunci vom fi într-o continuă campanie electorală, dar după alegerile parlamentare, chestiunile legate de descentralizare trebuie reluate. Sunt foarte multe domenii, foarte multe sectoare unde lucrurile s-au oprit la jumătate și acest fapt este contraproductiv. În acest fel nu ajutăm nici comunitățile locale care așteaptă decizii importante, dar nu ajutăm nici administrația centrală care de multe ori este pusă în situația să gestioneze domenii întregi care de fapt nu ar trebui să țină de administrația centrală. Premierul și ministrul de finanțe au venit astăzi la Palatul Cotroceni. Ați discutat și despre bugetul pe anul 2020? Da, am avut o discuție pentru pregătirea bugetului. Domnul premier și domnul ministru al finanțelor au dorit să mă informeze despre stadiul lucrurilor în această zonă extrem de importantă. Cred că este clar pentru toată lumea, elaborarea și aprobarea bugetului pentru anul viitor reprezintă cea mai importantă acțiune politică a guvernului din acest an, din această lună de decembrie. Ministrul Finanțelor Publice a spus că v-a informat că veți avea o indemnizație practic înghețată începând cu 1 ianuarie 2020 și că ați fost de acord. Da, mi se pare un lucru potrivit. Dacă vrem să fim politicieni responsabili, trebuie noi care suntem în vârful piramidei să fim primii care dăm semnalul că înțelegem că nu toată lumea poate să beneficieze tot timpul de creșteri salariale și este un moment potrivit pentru a arăta că orice creștere salarială, oricât de mult dorită ar fi, trebuie să fie și oportună. I-am încurajat să meargă mai departe cu această măsură propusă. Domnule președinte, legat de celelalte măsuri propuse de guvern pentru reducerea deficitului bugetar, vorbim de interzicerea cumulului dintre pensie și salariu la stat, concedierea bugetarilor, susțineți aceste măsuri? Sunt potrivite? Mai ales că unele au fost... Este nevoie de un mix de măsuri pentru a permite totuși reducerea deficitului până într-o zonă care este rezonabilă, adică până spre zona de 3%.
Este clar că acele guverne eșuate PSD-iste au exagerat cu măsuri care au fost luate pe picior, fără o analiză serioasă. Și acum guvernul liberal trebuie să vină și să vină cu o atitudine foarte responsabilă. Evident, toată lumea își dorește să crească salariile, să crească pensiile, dar în același timp trebuie să avem în vedere și limitarea bugetului. Nu putem să pornim de la premisa că bugetul este oricât de mare ne dorim. Și atunci i-am încurajat să vină cu un mix de măsuri, pe de o parte de încurajarea creșterii economice care la urmă permite cheltuieli mai mari, dar în același timp pentru anul 2020, care trebuie să fie anul reechilibrării bugetare, trebuie găsite metode pentru a reduce cheltuiala acolo unde poate fi redusă fără a se apropia de buzunarul românului care încă nu-și permite cât își dorește. Spunea ministrul finanțelor Florin Cîțu ceva mai devreme că deține un document prin care se arată că Partidul Social Democrat nu intenționa să majoreze pensiile începând din anul 2020. Când va face public acest document? Dar mai există un alt document. Asta cred că trebuie să-l întrebați pe domnul ministru. Domnule președinte, o asumare a răspunderii în Parlament pe alegerea primarilor în două tururi ar fi potrivită? Acum, m-ați întrebat de multe ori și reafirm. Părerea mea este că trebuie să revenim la alegerea primarilor în două tururi. Știu că sunt diferite inițiative legislative în Parlament. Dacă ele nu se realizează în acest sens, cred că ar fi o abordare rezonabilă să se meargă cu angajarea răspunderii în Parlament. Domnule președinte, mâine guvernul își va angaja răspunderea pentru mai multe proiecte de lege în Parlament. Opoziția are la dispoziție practic 3 zile să depună moțiune de cenzură. Aveți emoții în acest sens? Nu am niciun fel de emoție. Sunt măsuri și oportune și necesare, dar și așteptate. Și cred că în acest moment angajarea pe legislația pregătită de guvern, angajarea răspundere este soluția cea mai potrivită. Vă mulțumesc! Vă doresc o zi bună!